Agenda misionară. Știri. Experiențe. Provocări din lumea misionară. bun găsit la Agenda Misionară, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei, sunt Daniela Delibaș. Vă salut cu bucurie la debutul unei noi ediții a emisiunii Agenda Misionară. Am plăcerea să îi spun astăzi bun venit în studioul Reveie, fratelui Ursache Petrică, Bine ați venit la agenda misionară pentru a ne împărtăși lucrarea misionară pe care o desfășurați în Africa. Bine ați venit la Reveie. Bine v-am găsit. Prezența mea în locul acesta nu este ca să îmi scot în evidență slujirea care o fac, lucrarea care o fac mai puțin vreau să fac lucrul acesta, mai mult vreau ca să fac o provocare pentru tinerii din biserici, vreau să fac o provocare pentru slujitori, pentru nevoia care este pe câmpul de misiune, atât în România cât și în afara României. Este vorba despre Africa sau despre alte locuri din lume unde este nevoie ca să meargă tineri, să meargă familii, să meargă frasca, să vestească Evanghelia. Vă felicit pentru aceste gânduri de debut ale emisiunii Agenda Misionară Personal. Cred că este nevoie de aceste provocări în rândul tinerilor, dar și în rândul slujitorilor. Cum a început în dreptul dumneavoastră implicarea în lucrarea misionară? Ce v-a determinat să vă dedicați lucrării lui Dumnezeu pe acest pământ? Da, din tinerețe, chiar din adolescență, am avut pe inimă lucrul acesta. Eu așa am înțeles pocăința, îl iubesc pe Dumnezeu din copilărie, am înțeles că trebuie să facem ceva pentru gloria lui Dumnezeu, nu-i de ajuns să mergem numai la adunare și să venim acasă, am avut un foc, o dorință ca să mă implic într-un fel în lucrarea lui Dumnezeu. Văzând mulți prieteni de-ai mei, colegi de-ai mei, ocupându-se cu alte lucruri, având alte ocupații care nu erau spre slava lui Dumnezeu, m-am hotărât cumva că -și vreau ca să fiu folositor, dar nu știam cum. Și în felul acesta am început ca să citesc cărți de misiune, era după Revoluție, am avut acces la anumite cărți de misiune, eram un tânăr care vroiam să mă implic în lucrarea de salvare a oamenilor, în lucrarea de mântuire a oamenilor. Nu știam cum, nu era un cadru pregătit și în felul acesta, citind cărți de misiune, am uh, înțeles că și trebuie să ne implicăm și Dumnezeu are nevoie și de mine. S-a prins un foc în inima mea și mi-am dorit să lucrez la mântuirea oamenilor. Și în felul acesta așa a început lucrarea. Am început cu o lucrare mai modestă, ca învățător la școala duminicală. Începând de la 17 ani, am fost învățător la școala duminicală și după aceea am continuat cu lucrarea de misiune. Am început lucrarea de misiune, așa cum spune Domnul Iisus în fapte, în capitolul 1, începând cu Ierusalim, Iudeia, Samaria, Galileea, până la marginile pământului. Am început cu zona noastră, în zona de munte, Moldovița, Hurjueni. Am continuat lucrarea de misiune prin Oltenia, prin Vaslui, în zona Iași, Botoșani. Am văzut multe locuri unde nu sunt credincioși multe sate. Am avut pe inimă dorința aceasta ca să lucrăm la mântuirea oamenilor. Ce presupunea această implicare în misiune în aceste zone din România pe care le-ați amintit? În lucrarea aceasta de misiune am căutat să îmbinăm ajutorarea cu evangelizarea, fiindcă în anumite locuri din Oltenie, din Vaslui, din Iași, chiar și din Botoșani, am văzut mulți oameni, multe familii în nevoie, cu anumite nevoi, cu anumite probleme ne-am implicat și în lucrarea de ajutorare, fiindcă așa ne să cuvântul lui Dumnezeu, să fim alături cu cei care trec prin necazuri, ajutându-i, cumpărându-le medicamente, ajutându-i, mai puțin le dădeam bani, mai mult îi ajutam ca să poată ei să-și câștige existența, am căutat ca să mobilizăm tineri de prin adunări, fiindcă m-am ocupat și mă ocup cu studiu, prin anumite adunări pe unde Dumnezeu ne deschide uș și am căutat să motivez și alți tineri prin alte adunări. Cu ocazia aceasta vreau să încurajez slujitorii să promoveze lucrarea de misiune, fiindcă în bisericile noastre avem un potențial foarte mare. Avem tineri doritori care vor să slujească, vor să se implice, dar nu sunt motivați, nu sunt uh, mobilizați. Și în felul acesta ne s-au deschis uși prin anumite adunări, făcând studiu biblic, s-au format grupe de tineri cu care noi am făcut misiune prin zonele acestea. De exemplu, cum procedam noi. Împreună cu tineri de prin biserici, de exemplu, avem un grup de tineri din Frătăuții Vechi. Este un frate acolo, Sorin, care se ocupă, Sorin Rusciuc, se ocupă de grupul acesta de tineri împreună, mergeam până a interveni pandemia, astă vară, astă toamnă, deci și în decursul iernii până a pleca în Africa, noi strângeam bani, tinerii puneau ei bani și cumpăram câte un căiet, câte un pix, o ciocolată napolitană, puneam în pungă, poceam pentru fiecare copil o punguță, și adunam copiii din anumite sate, mai ales unde nu erau pocăiți, unde nu erau credincioși, vorbeam la primărie sau cu credincioșii din zonă, în anumite locații, dacă era biserică în biserică, s adunau copii și câte o sută, mi duc aminte amintiri frumoase din diferite localități unde veneau copii împreună cu bunica sau bunicul sau cu unul din părinți, veneau acolo și ascultau luam profesori de școală dominicală de la noi, care se ocupau de copii aceștia, îi învăța versete pe de rostu, și mi-aduc aminte când 100, poate și 200 de copii recitau așa de frumos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul fiu, ca oricine crede să nu moare, ci să aibă viață veșnică. Așa mă bucuram de mult, fiindcă din glasurile lor de copii se înălțau către cer versetul acesta. Îi învățam cântări, profesorii noștri care îi luam învăța cântări, le povestea din Biblie. La urmă le dădeam câte un cadou, câte o punguță la fiecare copil în parte. Așa lucram noi și în felul acesta multe sate au fost evangelizate prin Copii. Prin copii au ajuns acasă și câte un nou testament. Au ajuns acasă și câte o broșură, unde se vorbește despre Dumnezeu, în cărțile acelea. Ce rezultate ați văzut ale acestei lucrări desfășurate printre satele din România? Rezultatele, cred că aici le vedem parțial, fiindcă suntem legați în timp. Suntem legați de spațiu, dar cred că dincolo în veșnicie o să vedem adevăratele rezultate. Dar, ceva așa parțial, Dumnezeu ne-a arătat căci se merită. Se merită slujirea noastră, se merită impactul. Mi-aduc aminte, eram într-o localitate acolo și erau copii adunați. Copii care poate erau fără părinți, copii care erau în situații mai grele. L-am invitat în față, câte o fetiță, câte un copil și îl întrebam dacă ține minte ceea ce noi i-am învățat și spre bucuria mea și a celor cu care am venit, copiii aceștia recitau versete, cântau cântări și dacă reveneam pe acolo, copiii aceștia veneau acolo, deja ei știau, cunoșteau din Biblie și am avut familii care s-au întors la Dumnezeu. Nu spunem că și noi am contribuit cu totul pentru venirea lor, dar parțial am căutat să le spunem despre Dumnezeu. Știm că semânta semânate va duce rod, chiar dacă va fi mai târziu. Așa este cel care face să crească este Dumnezeu. V-ați făcut partea, le-ați vorbit copiilor din România despre Dumnezeu și credeți că Dumnezeu își va face partea sa și acești copii sau parte din acești copii vor fi câștigați pentru cer. S-a extins această lucrare misionară realizată în rândul copiilor și în afara granițelor României? Da, Dumnezeu ne-a deschis uși oportunități la care noi nu ne-am așteptat, fiindcă promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate. Noi trebuie să pășim prin credință. Și în felul acesta, Dumnezeu ne-a deschis uși în Republica Moldova, în Ucraina, de exemplu. În Republica Moldova, tot în perioada aceasta, anul trecut, în vară, în toamnă, până începe pandemia, treceam granița cu tineri din zona noastră, cu grupul de tineri din Fărătăuți și cu alți tineri din Vicovul de Sus de la noi din biserică și din alte biserici. Tot așa mergeam cu ajutoare, cu cadouri, ca să dăm la copiii de acolo și împreună cu frații de acolo, mai ales cu frate, fratele Colea din Recea. Fratele Colea organiza acolo prin anumite sate, prin Aluniș, Parcova, din Dinez, prin diferite sate de acolo din zonă, organiza copii, veneau copii acolo împreună cu părinți, cu bunici și în felul acesta noi căutam să semănăm sămânța cuvântului lui Dumnezeu prin cântări, prin versetele care ele memorau, era o ocazie bună de a vesti Evanghelia. Dacă îmi dați voi, am o întâmplare interesantă aici. Vă rog! Eram într-o localitate acolo, în Aluniș, erau adunați copii, mulți acolo, și una din tinerele cu care am venit din Vicov, învățătoare, profesoară la școala duminicală, ea a fost misionară în Uganda, este vorba despre sora Dina Cărdei. Ea s-a ocupat acolo de copii, a avut și ea o anumită slujbă acolo cu copiii, fiindcă noi am plecat în alt sat, ea a rămas să continue acolo. A întrebat o fetiță, câți copii sunteți acasă? Patru, parcă cât așa să-mi aduc aminte. Zice, ai mămică, tătic, zice, tătic nu avem, numai mămică că tăticul s-a divorțat de mama. Și mămica e acasă nu, noi suntem cu bunica, mămica în Cipru, ca să facă bani. Și vă trimite bani acasă? Zice, da, ne mai trimite. Și aveți de toate? Zice, da, dar hăinuțele lor și încălțămintea lor dovedeau că nu prea au de toate. Și atunci Adina a rămas cumva pătruns în inimă și a spus, frate Petrică, ne întoarcem înapoi în România, o să strâng hăinuțe pentru copii și vreau să revenim aici să dăm la toți copii cu mâna mea să încalți copiii și să-i îmbrac. Ne-am întors în România și am spus, Adina, o să strângem haine, tot să strângem, dar nu o să putem trece la vamă, nu ne lasă. Noi altă dată când am trecut am avut niște broșuri pentru copii, am avut ceva materiale și ne-au întrebat ce cu ele, cum. Am avut piedici pentru câteva cutii și mă gândeam cum o să trecem noi ajutoare pentru un sat întreg. Adina m-a sunat și frate Petrică, am multe haine, am haine bune, am încălțăminte. Când mergem? I-am zis, Adina, mergem, dar cum trecem? Cum trecem? Nu știu, eu cred că vom trece, copiii aia trebuie îmbrăcați, copiii trebuie încălțați. Slavă lui Dumnezeu pentru această credință a tinerei Adina Cârdei. Da, dragii mei, Dumnezeu încă face minuni, Dumnezeu este viu, Dumnezeu este puternic. De fapt, avem un Dumnezeu puternic care își manifestă dragostea lui. Așa au lucrat Dumnezeu, fiindcă un copil de meu dănuț trebuia să meargă, să ducă pe cineva până în Republica Moldova. Și am spus, dănuț, tu nu mergi cu mașină goală. Îmi umpli șaranul cu hăinuțe. Du-te prin credință. Du-te prin credință. Și dănuț, umplut acolo, pus, geamantane, haine, sași cu haine. Și mă sună și zice, tătii, că am trecut, am trecut cu bine. S-a întors înapoi și am spus, Adina, foarte bine, slavă Domnului. Credem că o să le ducem și pe celelalte. Și am organizat un convoi de mașini, mai multe mașini, mulți tineri, am umplut porbagajele la mașini, un buz, țin minte că eram un buz, într-un buz, plin, plin, n-aveai să pui nimic, tot, totul plin până sus, am ajuns în vamă. Și atunci unul din vamiș ne-a întrebat ce aveți? Ridică capacul. A ridicat capacul. Avem hainuțe, ajutoare pentru, pentru copii, pentru familie nevoiașe. Zice, hai dați drumul, plecați. Și Dumnezeu ne-a ajutat și am dus tot bagajul. Toate hainuțele din era foarte bucuroasă. Am ajuns acolo. Întâmplarea nu s-a terminat. Am lăsat-o pe Adina acolo ca să împartă și să îi îmbrace pe copii. Noi trebuie să plecăm în altă parte, fiindcă era undeva în Parcova vreo 200 de copii adunati. Nu știam ce ne așteaptă acolo. Fata mea, Lidiuca, e profesoară la școala dominicală, eram cu Adina și mă eram cu niște învățătoare de școala dominicală și am împărțit în două și am spus, voi, o parte rămâneți aici și o parte merge dincolo. Dar spre surprinderea mea, fetele au rămas acolo și m-am trezit în mașină singur Fata mea m-a întrebat, tătică, vreau să rămân și eu aici. Zic, na, dacă tu vrei să rămâi, dar vină cu mine dincolo. Și am ascultat și a venit dincolo. Și când am ajuns acolo, în Parcova, erau vreo 200 de copii, copii mici, adolescenți. M-au surprins, erau părinți acolo, plin, plin acolo, biserica, plin. M-au surprins, nu știam cum să procedăm. Eram eu și cu fata mea, profesor de școală dominicală care trebuia să ne ocupăm de 200, aproape în jur la 200 de copii. I am împățit în două, copiii ai mei mici am dat lui Lidiu ca în primire, eu m-am ocupat de adolescenți și a fost o lucrare frumoasă, încântată împreună, am povestit din Biblie, la urmă tinerii, adolescenții mi-au pus întrebări. Mi-au pus întrebări, aveau nelămuriri, erau tineri care erau din lume, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și mi-am dat seama cât de importantă a fost venirea noastră în Republica Moldova? Una din experiențe. Slavă lui Dumnezeu pentru aceste experiențe extraordinare petrecute pe tărâmul moldovenesc. V-a chemat apoi Dumnezeu în Africa, frate Ursache Petric, ați simțit chemarea lui Dumnezeu pentru Africa de a merge de pe continentul european pe cel african? De când citeam cărțile despre misiunea lui David Livingstone, Kerry în China și ceilalți mari misionari ai lumii care au mers și au vestit Evanghelia, nu credeam că o să ajung în Africa. Nu credeam că Dumnezeu mă cheamă și în alte locuri. Dar, având legături în lucrarea lui Dumnezeu cu frații care se ocupau acolo, care au fost fratele Daniel Tăcaș, fratele Florin Mitric, familia Lăcătuș, ei m-au provocat pentru Africa. Ei m-au determinat să se aprindă un foc pentru Africa. Și în felul acesta m-am hotărât ca să merg în Africa. M-am hotărât să merg anul trecut, dar au apărut piedici și sănătatea nu m-a lăsat, dar au apărut și alte piedici. Am avut biletul scos. Vreau să vă spun că avem și noi eșecurile noastre. Nu vrem să pozăm ca niște oameni care suntem super puternici. Nu avem eșecurile noastre, avem necazurile noastre, dar în necazurile noastre se ilustrează puterea lui Dumnezeu. Așa că n-am ajuns în Africa, m dorut, am suferit mult, mi-a părut rău. Dar până la urmă am zis, Doamne, pacă-se voia Ta. Totuși, nu renunț la Africa. Și astfel n-am renunțat la Africa și cu ajutorul Dumnezeu astiarnă, timp de o lună de zile am plecat astiarnă în Africa și Dumnezeu mi-a împlinit dorința ca să ajung în Africa. Agenda misionară Lumea misionară mai aproape de inima ta